Citesc astăzi pe Lumea Justiției că domnul Răzvan Savelești, de fapt redacția Lumea Justiției, a făcut o plângere penală președintelui României. Care este subiectul domnului Savelești? Am făcut acest exercițiu mai mult pentru că, deși în spațiu public se vorbește din timpul campaniei pentru prezidențiale de modul în care președintele Klaus Iohannis și-a dobândit casele, DNA-ul pe care președintele îl apără, nu a vrut niciodată să cerceteze modul în care s-au dobândit aceste case. Și ne aflăm în fața unei paradigme. În 2015, pe cale civilă, instanțele din Brașov au hotărât în mod irevocabil că, că niște imobile din centrul Sibiului au fost obținute prin fraudă, în baza unor acte false. Și s-a stabilit că cumpărătorii acestor imobile, Klaus Iohannis, soția sa, Carmen Iohannis, nu au fost de bună credință. Imobilele au fost returnate statului de unde au fost preluate 14 ani și exploatate. Am publicat ieri pe Lumea Justiției contractele de închiriere cu o bancă făcută de Klaus Iohannis timp de 14 ani, din care rezultă că el și-a băgat în buzunare 320.000 de euro și iată că ne aflăm în situația în care casele au fost date înapoi statului, dar banii nu. Și atunci cineva trebuie să se îngrijească ca acești bani, cum ne spunea doamna Chioveci, nu? Toate prejudiciile astea să fie recuperate. Ori în cazul președintelui Klaus Iohannis, DNA-ul nu vrea să facă nicio investigație. Deși s-a scris, chiar asociația Rise Project a făcut în urmă cu mai mulți ani o anchetă foarte amplă și bine documentată. Ciudat că DNA-ul, pe alte subiecte ale acestei asociații, se sesizează imediat. Dar iată, la Klaus Iohannis nu se sesizează. În schimb, Klaus Iohannis, ce coincidență, refuză să o revoce pe doamna Chioveci. Și am făcut acest exercițiu civic. M-am dus și am depus azi dimineață o plângere penală în numele redacției Lumea Justiției și să-i vedem pe la domnii de la DNA cum se vor îngriji ca acești 320.000 de euro să fie recuperați de statul român. Bun. Dumneavoastră nu credeți în DNA și în lucrurile pe care le face. De ce totuși vă adresați DNA-ului în speța aceasta care îl vizează pe președinte? Pentru că, din păcate, aici este competența legală. Dacă m-aș duce să depun plângerea la un alt parchet, ea ar fi declinată înapoi la DNA. Și până la urmă, DNA-ul trebuie și să... Și credeți dumneavoastră că doamna Chioveci îl va încheta vreodată pe domnul Iohannis în condițiile în care viața, funcția domniei sale depinde de Iohannis? Doamna Chioveci, cât ar mai putea să o apere protectorii, începând cu Klaus Iohannis și niște băieți cu interese de la marile ambasade, mai mult de un an cât mai are mandatul, nu mai poate să stea. Deci până pe 15 mai anul viitor, doamna Chioveci va fi istorie în ceea ce privește funcțiile de șef de parchet. După, dosarul va rămâne și cineva trebuie să-l soluționeze. Și eu mă întorc la ce a spus domnul Klaus Iohannis. Mi-au rămas în minte cuvintele lui. Recent a spus că el se simte foarte confortabil. Înseamnă că asta o fi rețeta confortului domnului Iohannis. Iau 14 ani o casă de la stat, mă prinde instanța, spune că le-am dobândit ca un cumpărător care n-a fost de bună credință, cu niște acte false în spate, le dau înapoi, dar rămân cu banii. Păi și atunci să vedem, soluția de la DNA nu poate să fie decât ori se va lua o măsură ca banii să fie recuperați, ori noi românii vom găsi cu toții rețeta confortului. Că înseamnă că cu toții vom vedea un mecanism, nu? Economic, foarte profitabil. Și care este fapta pentru care ați făcut plângere? Am pus mai multe. Nu vreau să mă pronunț cu privire la o anumită încadrare. Eu am pus ceea ce cred eu în opinia mea că ar putea fi să... De exemplu, complicitate la abuz în serviciu. Consider eu că ar putea fi vorba și de spălare de bani, că dacă faci bani din produsul unor bunuri care nu ți aparține necuvenite, nu... Așa este definită în literatura juridică de specialitate această operațiune, introducerea unor bani necuveniți în circuitul civil. Nu vreau să mă pronunț, se vor pronunța organele judiciare, însă eu sper ca banii să fie aduși la buget. Mi-aș dori ca ANAF-ul
să încerce să recupereze pe cale civilă acești bani. Statul român a fost... Și ați fost azi așa la DNA? Bună ziua, bună ziua, ați intrat acolo? Da, m-am dus la 11 dimineață, m-au primit foarte bine, dar chiar mi-au plăcut modul în care... Na. Am văzut, percepția mea proprie e că am fost privit cu simpatie. V-ați întâlnit cu vechea dumneavoastră prietenă, doamna Chioveși? Nu, n-am avut, nu știu cum se spun, norocul sau ghinionul să mă întâlnesc cu dânsa, dar nici nu cred că muream după acest lucru. În schimb, am plecat satisfăcut că am putut să depun sesizarea, am primit număr de înregistrare, am și publicat niște fragmente relevante din ea astăzi pe lumea justiției și așteptăm să vedem cum DNA-ul va face proba că va fi o instituție imparțială și obiectivă. Adică eu mă aștept să nu conteze persoana în cauză. Acum nu fiți chiar atât de optimist. Și recuperarea prejudiciilor, pentru că și domnul Iohannis și doamna Chioveși în multe ieșiri publice ale lor au spus că nu se fac spitale, nu se fac școli, nu se fac alte obiective, din cauza că nu sunt bani la buget, că sunt prăduiți. Că nu se recuperează. Că nu se recuperează produsele unor anumite fapte. Da. Vreau să vedem în cazul ăsta, dovedit de instanțele civile, a trebuit să dea casa înapoi, după ce 14 ani a exploatat-o și a obținut nu doar 320.000 de euro, dar conform propriilor lui declarație, cu banii obținuți de pe acest imobil, și-a cumpărat alte 3 case în Sibiu, pe care le-a băgat mai departe la chirie. Și a scos, cât a scos? 800-1000 de euro pe lună pe fiecare casă din închie. Deci mă gândesc, dacă aceste imobile rămâneau în proprietatea statului, nu banii ăștia ar fi luat statul? Și poate cu ei s-ar fi făcut. Teoretic, cel